Egiptul se pare că este una dintre cele mai populare destinații din lume. Această țară exercită o atracție irezistibilă și asupra turiștilor români care au descoperit-o, mai ales în perioada pandemiei, datorită condițiilor mai puțin restrictive. Dacă altădată stațiunile de la Marea Roșie erau ocupate de ruși și ucrainieni, acum românii sunt principalii oaspeți în acest paradis. Un tur operator român a reușit să deschidă ușile Ministerului Turismului din Egipt și a fost foarte bine primit, stabilind o relație pe termen lung cu oficialii egipteni, cu multe beneficii pentru agenții, dar și pentru turiștii români. De ce ar trebui să ajungeți în Egipt măcar o dată în viață, aflați în reportajul următor, realizat de colegii mei, Luminița Purdea Cotuțiu și Florin Ploscar. Vă rog! Egiptul, cunoscut drept Casa Faraonilor, este locul în care te poți bucura de relaxare, aventură, dar și de multă cultură și istorie. Datorită climei plăcute și a faptului că temperatura mării nu coboară sub 22 de grade, există condiții ideale pentru baie și practicarea diferitelor sporturi nautice și acvatice. Principalele stațiuni din Egipt sunt Hurghada și Sharm el-Sheikh, ambele situate la Marea Roșie. Ce oferă Sharm el-Sheikh oaspeților din România? Totul. Principalele atracții sunt marea în spatele meu, deșertul în partea cealaltă, vremea și pe lângă toate acestea istoria Egiptului. O țară cu o istorie foarte bogată care poate fi descoperită într-o excursie de o zi la Cairo sau către Luxor. O parte dintre turiști aleg să exploreze insulele din apropiere pentru a admira recifele de corali, având la îndemână o bogată ofertă de sporturi nautice, scuba diving sau snorkeling, iar alții vor să vadă deșertul, canionul colorat sau siturile arheologice. Ministerul Turismului din Egipt a stabilit relații cu numeroase țări, inclusiv cu România, și are o deschidere largă pentru a oferi suport și chiar ajutor tur operatorilor români și locali. Sunt luate măsuri pentru asigurarea zborurilor cu ajutorul charterelor spre Sharm și Hurghada. Am avut întâlnire cu ministrul turismului din Egipt, care pentru mine a fost un exemplu în toată această perioadă de pandemie. Nu l-am văzut odată stând, a ieșit la muncă împreună cu oamenii, se a muncit cot la cot, au promovat foarte mult turismul, ne-a oferit foarte multe facilități, dându-ne acces să filmăm la obiectivele principale, ne-au dat chiar și materiale care să putem să le promovăm țara, dar cea mai bună promovare, știți cum este, suntem noi. Tur operatorii, respectiv agențiile de turism din România, se întrec în oferte, care mai de care mai atractive. Atenție însă, trebuie să alegeți cu grijă compania de la care cumpărați pachetul de vacanță, deoarece aceasta trebuie să își asume responsabilitatea pentru avantajele care fac parte din ofertă. Preferăm să oferim calitate, ca românul atunci când ajunge într-o destinație de care foarte mulți au fost nesiguri, se întorc nu o dată și de 10 ori. Deci avem turiști care chiar au fost la 7-a revenire aici cu noi, pe Hurghada, sperând să vină să descopere și Sharm, care este senzațional. Zona aceasta de Sharm el-Sheikh este cerută pentru scufundări, pentru scuba diving, pentru plimbări pe mare. Zona Hurghada este pentru litoral, pentru plajă, pentru familii cu copii. Ofertele sunt variate, de la prețuri cu transport, bilete de avion, transfer până la aeroport, cazare, tip de masă all inclusiv, doi adulți și un copil, de la 900 de euro până la 2-3 mii. Depinde de ce dorește fiecare. După pandemie, războiul din Ucraina a fost o lovitură grea pentru hotelierii din Sharm el-Sheikh. Acum ei încearcă să-și schimbe strategia și să-și diversifice oferta pentru a atrage cât mai mulți turiști din Europa. Astfel, există lanțuri hoteliere internaționale care au implementat un nou concept. During the pandemic, like in all of the world, we also locked down. Din păcate, pandemia a afectat întreaga lume, inclusiv noi am intrat în lockdown și am închis hotelurile. Apoi le-am redeschis pe rând, unul în octombrie, altul în martie, iar acum funcționăm din plin. În această perioadă a fost o bună oportunitate să regândim strategia și să specializăm oferta pentru familii și pentru persoane peste 16 ani. Acum însă, toată lumea suferă din cauza declanșării războiului, ceea ce nu este benefic pentru nimeni, dar noi, hotelierii, avem abilitățile necesare să facem turiștii să uite stresul. Ei vin împovărați, dar pleacă cu fețele destinse. De 3 ani există chartere și multe oportunități pentru turiștii români să vină aici. Eu sunt foarte mândru că dintre toate naționalitățile, românii sunt pe primul loc între oaspeții noștri, în cele 3 hoteluri pe care le avem. În total, aceștia ocupă 1000 din cele 4000 de camere.
Romanian guest in our hotels is number one nationality. Sharm el Sheikh e o destinație căutată și de pasionații de scuba diving, fiind cunoscută ca împărăția recifelor de corali din Marea Roșie. Lumea din adâncuri e uimitoare și reprezintă o atracție irezistibilă pentru toată lumea, indiferent dacă sunt amatori sau profesioniști. Trebuie să ai încredere în instructorul de lângă tine și totul este bine. Undeva pe la vreo 25 de metri am văzut o piscică de mare, cu niște pete albastre pe ea foarte frumoasă, foarte mulți pești colorați, mov, dar un mov din ăla de nu pot să-l descriu. O experiență foarte, foarte plăcută. Este o experiență cu totul unică, este o altă lume acolo, sub mare. O lume care se poate atinge și care poate fi văzută și simțită. O altă experiență de neratat în Egipt e o aventură în deșert. Să pornești într-un safari cu un ATV sau cu un batiscaf, apoi să faci o scurtă plimbare cu cămila, să iei cina într-un sat tradițional beduin, condimentată cu un spectacol oriental, este ceva de vis, spun turiștii care au gustat din plin aceste plăceri. Cu ATV-ul, da, este o experiență mișto. Eu sunt motociclist de fel, așa că pentru mine ar fi fost mult mai mișto să fiu o motocicletă, dar asta e ce întreba, dar motocicletă la vechi. Dar este perfect și așa. Eu mă bucur de fiecare experiență, adică mi-a plăcut foarte mult, mai ales cu ATV-ul. Nu contează orice, safari, aventură, ideea este, orice e riscant, pentru mine e perfect. Peisajul e fantastic, n-am văzut niciodată un peisaj atât de arid când m-am dus, deșert are farmecului. Este pentru prima dată când vin în Egipt, mi-a plăcut evident foarte mult, cultura diferită. A fost interesant și distractiv. Egiptul este o locație plăcută pentru cei din, de la noi din țară vorbesc. Este o zonă caldă, sunt oameni calzi, cu suflet bun, sunt foarte generoși, serviciile le oferă cu toată dragostea. Eu aș alege de fiecare dată și în fiecare an un pachet de Egipt în speță. Și mai nou, Sharm el Sheikh, care pe mine m-a impresionat.